Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Pentru astăzi avem din nou un videoclip cu idei de pachetel. În acest videoclip am să vă arăt ce i-am pus eu băiețelului meu ca și pachet la școală în ultimele 5 zile, iar la final am pregătit și un bonus pentru o zi în care nu primește pachetel de acasă, adică avem o zi pe lună în care el merge și își ia de la profi acel hot dog sau cum se numește, pentru că am stabilit de comun acord că o dată pe lună are voie să mănânce acel hot dog. Inițial nu am fost de acord, dar pentru că mulți colegi de-ai lui apelează la acel hot dog, și pentru că e copil și îi e poftă, am zis ok, facem un compromis, o dată pe lună are voie. Și atunci, dacă mănâncă de acolo, în mod normal, de acasă nu-i mai pun de mâncare. Dar, totuși, îi pun ceva și în acele zile, așa că la final am să vă arăt la ce am apelat de această dată. Dar acum, haideți să luăm pe rând pachetelele și să vedem exact ce a mâncat el la școală. Ca un mic disclaimer, nu trebuie să le oferiți copiilor exact ce v-am arătat eu. Puteți reinterpreta orice pachetel, pentru că ideea e ca copilul să mănânce ceea ce îi puneți, așa că eu vă sfătuiesc să alegeți alimente pe care el le consumă în mod frecvent acasă sau oriunde altundeva. Eu îi pun băiețelul meu la pachetel exact ce știu că mănâncă, pentru că îmi doresc să mănânce, nu să facă foame la școală. Chiar dacă nu întotdeauna ce îi pun este cel mai sănătos aliment, mai bine știu că am mâncat ceva decât să vină cu burta goală și plângând de foame și eu să nu știu ce să-i pun în față repede, repejor. Așa că vă îndrum să puneți la pachetele exact ce mănâncă copilul, să încercați chestiile noi acasă, nu la școală, ca să nu aveți surprize. Acum haideți să nu mai lungeți vorba și să vă arăt ce am pus la pachetel. Primul pachetel, pentru că mă grăbeam foarte tare în acea dimineață, am apelat la un sandwich simplu, un sandwich care are în el doar pateu de ton. Lui nu prea-i place pateu în general, doar pateu de ton îl agrează. L-am întrebat dimineață ce să-i fac repede pentru la școală, a zis că vrea un sandwich cu pateu de ton. I-am pus și niște biscuiți Belvita cu cacao. Sunt biscuiți integrali, din câte am înțeles, sau ceva așa. Lui plac foarte mult cei cu lămâie, dar n-am găsit, așa că i-am pus cu cacao și i-au plăcut și acestea. Și i-am mai pus jumătate de banană pe care am curățat-o și am tăiat-o. Atât mi-a permis timpul în acea dimineață, pentru că ne-am trezit foarte târziu. Mai gata să întârziem, așa că asta a fost pe repede înainte. Cel de-al doilea pachetel tot dimineața l-am pregătit și am pus repede pe grătar două bucățele de piept de pui pe care le-am condimentat doar cu sare și piper, nimic altceva. I-am pus și niște biscuiți sărați în formă de animale, se găsesc în DM, ceva bio scrie pe pungă. Băiețelul meu îi plac, așa că am zis că îi prind bine pe post de gustare. Și jumătate de măr și trei geleuri, pentru că a zis că ar dori ceva dulce și eu nu interzic dulciurile copilului, nici nu mănâncă în fiecare zi, dar niciodată pe săptămână. Cam când are poftă, îi se cam permite o cantitate moderată de dulce. El singur știe care sunt limitele, așa că nu e nevoie să mai insist eu că nu sunt sănătoase, știe că nu sunt sănătoase și că nu e voie să consumăm dulciuri în exces. Consumă dulciuri ca un om normal, pentru că, să fim serioși, 90% din populația asta mănâncă dulciuri. Cel de-al treilea pachetel a fost cu ceva resturi ce l-am avut prin frigider și am pregătit dimineața pe repede înainte două sandvișele mici. Și-a pus el singur chiftele făcute de cu o seară înainte. Sunt chiftele din carne normale, doar că mai mici ca și dimensiune, și am făcut repede două sandvișuri, unul cu ton și unul cu cremă de brânză. I-am pus și o ciocolățică Choco, nu știu cum se cheamă, de aia de la Lidl, n-am mâncat-o la școală, am mâncat-o acasă, dar el a avut-o cu el. Majoritatea colegilor lui merg cu dulciuri la școală, de aceea îl las și eu să meargă cu dulciuri. Dacă s-ar interzice, aș fi mult mai bucuroasă că ar mânca dulciurile acasă, dar dacă alți copii merg cu dulci la școală, cumva nu aș vrea să se simtă inferior lor, pentru că am fost întrebată de ce îi dau dulciurile la școală și nu îi le dau acasă. Acesta este motivul și alți copii merg cu dulciuri și atunci aș vrea să se simtă egal celorlalți, mai ales că el știe că nu are interdicție la dulciuri, așa că dacă nu ar mai veni nimeni, nu ar mai merge și el,
dar așa cum alții merg, nu aș vrea să se simte el prost. Ăsta este singurul motiv pentru care merge cu dulciuri la școală. În plus, ei au fost învățați cam toți să împartă între ei un alt pachetel care a fost construit tot din ceva resturi și avem aici un sandwich din chiftele, ultimele chiftele pe care le-am mai avut în frigider. I le-am pus într-o chiflă normală și am pus cașcaval din acela feliat peste, le-am băgat la maker ca să stea lipite acolo și aia a fost. I-am pus o jumătate de banană și un șocobons mititel. Ăsta e foarte simplu de făcut pachetelul. Dacă aveți șnițel, chiftele, chestii care le rămân prin frigider, sunt foarte ok de folosit la pachetel, atât la ale voastre cât și la ale copiilor. Băiețelul meu îmi plac foarte mult chiftelele. Dacă i-aș da în fiecare zi chiftele, macaroane cu brânză, șnițel și carne prăjită în general, nu ar refuza deloc. Ultimul pachetel din acest videoclip este unul foarte rapid așa, pentru că el vinerea are zi scurtă și stă doar 3 ore la școală. I-am pus doar un hot dog făcut în casă, este un hot dog făcut în foietaj, nimic spectaculos, pur și simplu am pus un creme vruștie în foietaj, le-am băgat la cuptor și aia a fost, și un biscuite de la Lidl din acela cu unt și o punguliță de jeleuri ca să împarte și cu colegii lui. Și că v-am spus la început că va exista și un bonus, în zilele în care îi cumpăr hot dog de la Profi, el mănâncă hot dog-ul de la Profi fără niciun sos, doar acel corn și creme, știu, niciun sos, nimic, nu dorește la el. În acele zile decid să-i pun și de acasă ceva și astăzi am decis să-i pun niște clătite americane, pancakes, sunt făcute cu măr și cu banană și cam atât. I-am mai pus o portocală și asta e tot cu ce pleacă de acasă, restul are deja cumpărat. Acestea au fost cele 6 idei de pachetel pe care vi le-am prezentat în acest videoclip. Nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce postez, să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut și să-mi spuneți în comentarii ideile voastre și părerile voastre dacă vreți să mai postez acest tip de videoclip și dacă aveți alte sugestii pentru mine sau rețete pe care eu ar trebui să le încerc pentru pachetelele băiețelului, dar și pentru pachetelele mele, nu neapărat ale lui. Așa că nu mai lungesc vorba, vă mulțumesc de vizualizare, vă pup, pa, pa!